dragilor, suntem alături de Camara și Gabriela. Bună seara! Bună seara, bună seara, dragilor! Bine ați venit la această gală, prima gală cu public la Circul Metropolitan în București. Camara, o să încep cu tine că ești lângă mine, după care eu nu ți-i adresează întrebările Gabrielei. Cum ți se pare că, uite, RXF a organizat o astfel de gală cu sponsorul Las Vegas, unde să fie prezent și publicul? E o inițiativă foarte bună, cred că lumea aștepta această gală să fie deschisă, pentru că erau foarte mulți oameni care tot îmi cereau să vină, să vadă gala și le explicam, nu e cu bilet, e doar pay-per-view. Și acum, ușor, ușor, cred că lumea va veni alături de această frumoasă gală, pentru că e unică, nu are cu cine să concureze. Consider că este cea mai bună inițiativă, că s-a deschis la public, așa cum era pe vremuri, și am mare încredere că va atrage un public numeros. Wow, frumos! Iar eu voi întreba pe Gabriela dacă își dorește să intre în cușcă. Wow, ce întrebare! Să știi că eu am cochetat cu sporturile de contact când eram mai mică. Am făcut judo, am făcut atletică ușoară, am cochetat un pic și cu karate, m-a învățat tata acasă, așa că am și participat în competiții. Nu știu dacă mi-aș dori neapărat să intru acum, dar cu siguranță e un sport care mi-ar provoca adrenalină și poate. Cama mi-a dat un sfat la un moment dat, am zis că o să mă gândesc. Am zis că n-am adversară. Bravo! O susi pe Gabriel. Asta ca să înțelegeți cât de cuminte sunt. Maestru Tiță, antrenorul, senseiul meu, poate certifice cât de tare dă moldoveanca, de tare rău, are un pom, Doamne. A zis să nu se lase mai prejos, ce băie, mă duc și eu să fac antrenamentele corespunzătoare. Nu sunt răutăcioasă, chiar mă consider un om foarte bun la suflet, dar pumnul de moldoveancă nu iartă. Eu nu contest asta, mă gândesc că aici vorbim totuși de sport, de contact. El este abordat și până una alta, din punctul meu de vedere, a intra în cușcă nu înseamnă că trebuie să fii un om rău, ci înseamnă să ai parte de disciplină, să știi să respecti și să știi că sportul înseamnă sănătate. Corect, într-adevăr. Eu spun sincer, abia aștept să văd ce meciuri ar putea să mai apară. Eu mă gândeam la un meci, nu-i treaba mea, dar Iulian Pâtea cu Drăghie ar fi super tare. Bine, pe ei ni-ai amintit acum, Camara, dar tu cu cine ți-ai dori sau dacă ai plănuit să mai intri în cușcă? O premieră. Cine știe, orice este posibil. Am văzut tot felul de meciuri. Eu nu mi-am propus un adversar anume, dar cu siguranță mi-am propus la anul să intru din nou în cușca de la RXF. Mă pregătesc începând cu luna ianuarie pentru acest lucru și sunt dispus la orice provocare, aproape orice provocare. Din main event, pe cine susții, Camara? Ultima întrebare pentru tine și Gabriela. Este un pic dificil pentru mine la capitolul acestui main event, pentru că unul la mână, sunt prieten cumva cu amândoi, mă refer aici la Lucky și la Fakiru. Main eventul e Robi cu Ovid. Cu main event, așa, și la Robi cu Neveu e un pic complicat să țin cu cineva, pentru că e totuși un match într-un profesionist, totuși un amator. Gabriela, tu? Susi pe cineva? Eu trebuie să recunosc că nu-i cunosc neapărat atât de bine pe băieți, chiar dacă am auzit și de numele lor. Însă vreau să spun că intuiția mea este una foarte bună și am pariat mai devreme cu Camara și am făcut niște bani. Momentan suntem cât? 2-2, nu? 2-2, deocamdată. 2-2.